Da. Așa. Deci spunem acum, dublăm... Îl dublăm pe 1. La 2. 2. 20 și cât, oricât de 104. 24. 24 ori 4, egal. 4, 16, 2, 4, 96. 96. Hai, hai, pun după pe două, că nu știu în stare să scriu nimic. 8, coborăm 49. Pune sus de 4. Și îl dublăm pe 14. 99, atunci. Ce? 49, domnul profesor a scris greșit. Uitați, 20.449, da? 449, așa, el a zis bine 49, da. Așa. Îl dublăm pe 14. 28. 28. 3. 3, vezi că 9. Da, 2 în 8, de 3 ori, da? De 3 ori și vine egal cu 9. Da, exact. Da, exact, 849. Și vine 143. Corect. Deci egal cu 143 plus anca la următorul. 225. 156. Te rog, anca. Și cât ori? Cât fac 28? Tabla mulțirii, cine prin însuși face cât mai aproape de 28? 5. 6 ori 6, 36, depășește. 5 ori 5? 5. Deci 5 ori 5, egal cu 25. 25. Și de 1, 10, 103, ca 1 în 3, da? 103 ori 3. Și face 3 ori 3, 9, 3 ori 1, 3, 309, 9 din 11, 42, 42, ducem pe 3 sus, face 106, o dublăm, 106, coborâm pe 56, hai încă, hai, repede. Coborâm pe 56 și... Ca 1 în 4, de 4 ori. Exact. 4 ori 4, 16, 4 ori 6, 24, 25. Mergem mai repede, 25, 4 ori 4. 4256 nimic și spunem 150 sau 534. Deci cât te obținem plus 534, da? 534. Următorul radical îl face Cătălin. Cătălin. 54.289, da. Coborâm 4. 233. Da, e corect. Deci minus 233, da? Da, da. Ia să vedem cât facem. 77, dăm suma. Da. Minus 233, 444. Așa facem. 444, da? Da. Ce a fost aici? Hai să vedem. Nimic. Știm sau nu algoritmul? Corect. Deci mai ieșiți cu asta, asta sau urmă. Știm sau nu algoritmul? Observație. Aici așa. Algoritmul de extragere? Da. Aplicarea algoritmului extragere rădăcinii. Aplicarea algoritmului de extragere rădăcinii. Pătrate.
bun. Asta s-a următoare chestie. Problemă la geometrie. Da, fapte și la geometrie, bine. Da. Prima problemă. De subiectul numărul 4, problema. Fie A, B, C, D, dreptul. În ipoteză. A, B, C, D, dreptul. Mijloacele laturilor. A, B, C, D și D A. Să arate că... Să te arate că M, N, P, Q este romb. Da. Am făcut de asta. Asta a fost simplu. Da. În concluzie, M, N, P, Q, romb. La B, C, D, A, B, C, D, dreptul, iar M, L, P, la B. P și Q. Să arătăm că... Figura care e a naștere, asta este un romb. Păi, în primul rând, QP ar fi linia mijlocie între unghiul de AC. Deci am dus și diagonala asta. Rezultă că QP paralel cu AC și jumătate din aceasta. M nu este linie mijlocie în AB, rezultă că M nu e paralel cu AB jumătate din aceasta. Rezultă că QP e congruent și paralel cu M N. Rezultă că QP M paralel cu AB. Luam triunghiul QDP și triunghiul QAM. Aveam QA congruent cu QD, care? QDP. Și QAM. Aveam QD congruent cu QA. Erau congruente cu AM, ăla de 90 grade, rezultă și dacă un paralelogram, două laturi de cine sunt congruente. Da, gata, e rom. Da? E rapid ideea. Deci, încă o dată, cum am gândit Miruna, în triunghiul ADC, QP din mijlocie, ea e paralelă și jumătate din ea. Adică QP e jumătate din AC. Corect. Analog în ABC, MN din mijlocie, MN este paralelă cu AC și jumătate din ea. Dar dacă MN e paralelă cu AC, QP paralelă cu AC, asta că QP e paralelă cu MN. Și cum se jumătate, congruente, paralele și congruente, figura este paralogram. Și paralogram cu două laturile de cine congruente, deci e de dus la triunghiul ăsta, da? Da. Triunghiile fiind și congruente, spunem repede că avem de-a face cu un paralogram cu două laturi vecine congruente, este rom. Corect. Deci, două idei am putea aici. Am putea să facem doar congruența, nu? Cu tot, un paralogram cu două. Am putea să demonstrăm că e paralogram și altfel. Dar foarte mult. Adică ia mai mult timp, dacă Că te gândi la ce? Că nu, dar dacă am putea să scriem doar congruența. Deci, laturile congruente toate, da? Nu, doar să scriem congruența de triunghi, de atât. A, triunghiul ăsta congruent cu ăsta, ăsta cu ăsta. Da. Da. Toate laturile fiind congruente între ele, laterul acela care ia naștere este romb, nu? Da, el spune că s-ar fi dus așa pe congruența. Da, trebuie să spunem trei congruențe. Da, trei congruențe. Însă, de asta mi se pare mai frumoasă, că își folosește în mijlocie. Da. Deci este mai aproape de sufletul profesorului corector, când folosești linia mijlocii, care e paralel jumătate, deci e cu alte cunoștințe. La fel mână, paralelă și congruentă cu AC. Și dacă două sunt paralele și congruente,
cu aceeași segment, ele sunt pare și concurente între ele, figura e parlogram, și până se duce repede la concurența asta, parlogramul cu domnul datorii vecinii concurente este rom. Foarte rapid. Corect. Deci aici nu mai redactez, ci pur și simplu... Să scrie observații, domnul profesor? Da, observații, da. Linia mijlocie în triunghi, adică QP paralelă și congruentă cu AC, MN paralelă și congruentă cu AC, rezultă de aici că QP paralelă și congruentă cu MN. Deci rezultă că QMNP, QMNP, paralelogram. Și apoi, 1, aici a fost chestia, 2, am arătat că triunghiul QDP, QDP, congruent cu triunghiul QAM, QAM. Și rezultă că QP congruent cu QM, QM. Adică parlogramul cu două laturi vecine congruente. Da. Din asta rezultă ABCZ sau MNPQ, MNPQ, ROM. Atât. Practic, asta era important. Parte de aici. Dar eu am scris așa, linia mijlocie în triunghi, paralelogramul ROM, congruența triunghiilor. Da. Deci linia mijlocie în triunghi. Da, paralelogramul asta, ROM și, da, și congruența triunghiilor. Paralelogramul este ROM. MNPQ și da, cu două laturi congruente ROM. Da. Și congruența triunghiilor. Și congruența triunghiilor care a folosit, da, pentru a demonstra chestia asta. 5. Cerceta, vreau mă. Profesor, la cine aveam 10 minute. Imediat, nu mai contează. Hai să vedem cât ai făcut din ea. Dar n-am făcut aschizia, că am făcut alt desen. Ai făcut alt desen. Bine. La care? La asta? Sau? La, da, la ultima. Am completat. Adică altă problemă. Nu mai avut timp, că o pierdut prea mult la primul exercițiu. Și am făcut un desen rapid și mi-a dat, după desen am luat și am făcut altă problemă. Să vedem. ABCD dreptunghi, ipoteză. Deci în ipoteză. ABCD dreptunghi. Latura AB egal cu 6 cm. AB egal cu 6 cm. BC egal cu 8 cm. De ce? Egal cu 8. Se consideră punctele M, N și P, astfel încât. Yeah. M și P, astfel încât. Așa. M aparține lui AB. AM egal 4 cm. N aparține lui BC. BN egal 3 cm. Nu se mișcă. P aparține lui CD. CD, da? Da. CP 4 cm. Să se determine aria patrulaterului la AMIC, în concluzie. Aria patrulaterului A, M, P, D. Și la B mic, aria triunghiului M, N, P. Deci în dreptul unghi. Care luăm pe AB, AB, așa de sus. A, B, C, D. AB de 6, BC de 8.
iar mâna pe AB, așa încât am mână, e 4. Dacă mâna pe AB, încât am mâna de 4, rămas asta de 2. Da, da, îl împărțim în 3. Împărțim în 3, ca asta vrea să spun, împărțim în 3 și îl luăm pe mână aici. Iar nu pe BC, așa că BC, BN e de 3. BN de 3. Din 8? Îl împărțim în 8 și luăm 3, nu? Deci, luăm, ar trebui să luăm în 8, așa cum spui tu, 1, 2, 3, cât e mai mare marcă. 1. Ai 8 cu zi-o parte. Deci e jumătate și iar jumătate. Exact. Da? Și găsim 3 imediat. Ca să fie repede. Și luăm 3. Voi pe pătrățelii trebuia să luați 6 pătrățelii cu 8 și fiecare pătrățelii o considerați... Așa, și atunci spunem că asta este de cât de 3, da? 3, da. Așa e punctul net. Da. Și se cere area lui... Și câpă. Și câpă pe CD. Da, tot împărțit în 3. Pe CD. Pe CD, da. Împărțit în 3. Tot în 3 și luăm 4, un spredâș mai mult. CP, CP, da. Aici și acolo e B. Și CP e de 4. 4. Bun. Și acum are lui A, M, P, D. A, M, P, A, deci unim pe M cu P. M aici este, da? A, da, M. Unim pe M cu P, domnul. P, D. D. Vedeți, e 4 la ter, nu e nimic. Da. E un 4 la ter. Oare? Mi s-a părut foarte ușoară, da. Miruna... Miruna a făcut o figură aiurea și a zis că a văzut mijloc. Linia a dat M, P, linia așa. Mijlocie i-a dat. Da, nu, dar am făcut problema grabă, n-am mai ținut 6, 4... Păi, nu știu dacă n-ai mai ținut. Te lăsat de influențate figure. Exact. Noi am discutat de foarte mult de asta. Cu cât mai figura mai aproape de adevăr, mai exact, cu atât mai bine. Zici ce ai făcut, dacă acum că vezi figura. De la strămoșul area lui AMPD, area lui AMPD ar fi egală cu... AMPD. Da, AMPD. Cu cine? AMPD, mă gândesc. Nu, în picălinii mă întrebam, cu zici ceva. Nu, am spus bine. Area lui AMPD. Da. Cât este? Da, este... Ce este figura asta, mă împătă? Am patru. Dar eu pot să spun că este exact ceva. Este un trapez. Este... Un trapez dreptunghi. Dreptunghi, chiar. Este două paralele. Da, da. Asta e înțeles. Da, deci am împătă, este un trapez. Este dreptunghi, adică area lui este... Baza mare. Plus baza mare. Ori înălțime. Asupra doi. Și pe toate le știai. Eu am făcut altfel, nu? Știu că ai împărțit așa într-un trânghi. Nu. Nici vorbă. Eu am zis aria lui ABCD, că e dreptunghi. Îl lungi la urlățimea, că le știam. 48. Da. Și-a scăzut-o pe asta din... Și aria lui, de două ori aria lui AMPD. Alea sunt echivalente ca aria. Da. 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 Și 48-ul care mi-a dat la area lui ABCD, l-am împărțit la 2 și am aflat area lui AMPD imediat. Deci după ce am observat că M, D împarte acest dreptunghi în două trapeze de are chiar congruente, două trapeze congruente, exact. Atunci a trebuit să spune că face așa și am împărțit la 2. Deci la 2 am zis că face 8 ori 2, nu? Face... Avem și pe AB și pe BC, dacă vrei lungimea urlățimea la area lui ABCD. AD, baza mică plus baza mare. AM ești 4 atunci. AM e 4. Da. 4. D, 2. E 2. Da, ori înălțimea AD care este AD e AB. 6. 8, corect. Deci 2 are ar fi fost. Deci area lui scris, lui AM, P, D. Egal cu 2 plus 4 ori 8 pe 2. Corect. Simplificați acolo. 4, 6 ori 4, 24. 24, cât mi-a dat și mie. Bun, și area lui M, unde e
Nu e jos, uite la colț. Mă, da, da. Și are triunghiul acesta. Păi, area triunghiului este egală cu area lui AMPD, care am aflat-o, că e 24, minus area lui MBN, minus area lui MBC. Noi știm area lui MBN, este MB ori BN supra 2, și știm și area lui BCD, și de acolo facem o scădere și gata. Da, e foarte simplu. Da. Și foarte simplu. Exact așa am făcut. Eu am scăzut ariile celor două triunghiuri care știam toate datele despre ele și mi-au dat 11 și la revedere. Deci exact da. În 5 minuțele, cu tot cu desen, cu tot cu scris, s-a terminat că și pe asta. Deci restul au fost foarte ușoare, dar ea s-a pierdut cu primul exercițiu ăla și s-a dus. Deci judecând teza, a fost o teză sub nivel mediu. Corect. Mai grea ca a mea, nu? La tine nici la tine 1 pe 3 minus 1 pe 4. La tine a fost o joacă așa. Eu vreau să spun despre dificultate. S-au lucrat probleme mult mai grele exact. În timpul semestrului. Chiar a fost mai ușoară decât la testul. La testul. Teste în general. Da. La teste au fost lucruri mai dificile. Da. Oh. Teza asta a fost mult mai ușoară. Și doar atât reproșez faptul că n-a lăsat elegițul acela mai jos. Da, să te lăsa mai jos, ei rezolvau tot. Da, da, da. Și acolo prindeau... Și zicem, acolo, și am timp suficient. Exact. Am timp suficient ca să mă pot să fac ieșitul ăsta odată, două ori. Avea da. Timp să văd. Dacă, Miruna, dacă strategia era clară în mintea ta... Să-l lași tu la final. Să-l lași tu la final. Păi da, puteau și eu să facă, să-l lase la păi final. Păi da, dar ea s-a încăpățânat că trebuie să-l facă. Ea și e foarte mulți. Adică și exercițiul ăla mi era la îndemână, că am văzut cât de numere foarte mari. Și că am văzut cât de numere, de ce să mă la, dacă eu știam să fac continuare. Păi da, da. Și dacă o făceai într-o oră, luai un punct jumate, Miruna. Și cu punctul din oficiu luai 2 jumate. Deci s-a lipsit strategia asta și ți-a lipsit ideea care am punctat-o acolo. Nu lucrez cu fracții ireductibile. Cu fracții ireductibile, numai cu ireductibile. Nu, n-am găsit. Orice fracție. Ai găsit, trebuia să te oprești, te duci la celelalte, le făceai, luai 10 fără nicio problemă. Chiar dacă luai 9,80, tot 10 luai, da. Sau 9,80. Da. Aici ce se spune, domnul profesor? La problema... Pari, da, pari... două variante mergea. Ce-a făcut? M-a înțepat cu creionul. Miro. Miro, văd și eu. Crezi că pot să atac? Așa se întâmplă și la clasă. Vedeți, părinții, din păcate, suntem victime acestui comportament. Credem că la clasă nu se întâmplă așa ceva. Ei nu se întâmplă. Dar se întâmplă. Păi astăzi eu piciorul la o fată, în spitalul băgat-o, da. Din colegie. Da, deci așa nu se pot abține ca să nu facă niște ghidușei de cer. Dar astea costă foarte mult. Atenția ta, cât și atenția celui care mi-a făcut, plus cei din jur care în timpul ăsta le-ai distras atenția că ai făcut o chestie așa. Poate mi-a întrebat coloana vertebrală și rămâneam așa. Doamne ferești! Da, da. Ai vrea tu. Da. Măi, fată. Scăpam de școală totuși, da? Da. Deci arii de care? Arii, așa, aria dreptunghiului. Mm-hmm. Area dreptunghiului și area trapezului. Trapezului, da, trapezului și a triunghiului. Și a triunghiului, da. Are trapezul, atât a fost. Nimic din care să ne punem limită la treabă. Da, și eu am zis la fel. Subiectul celălalt, nu mai luăm în discuție, că dacă este pe aceeași notă, cu aceeași... Exact la fel a fost. Deci nu, doar au schimbat. Doar au schimbat niște... Exact. Dimensiuni acolo și... Da. La 1, la exercițiul nu a fost mai simplu la voi, Anca? Mm. A fost la fel și eu. Se reducea foarte mult. Ei, mama, prima, hai, tot timpul ți se pare că la celălalt e mai ușor. Lasă-mă, băi, mama, pa. Da. Hai, zi tu ce probleme ai, că tu mâine ai teză, zi. Zi, Carina. Mâine ai teză, zi ce să lucrăm. Thales. Thales, nu e nicio problemă, îmi pasă și ei despre Thales. Care e problema? Urmează și la ei Thales. Hai. Nu înseamnă. Sigur că da. Da, culegerea. Thales, hai. Ai și problema tine. Uite aici culegerea cu el. Îmi dau eu. Vai de. Nu știu. Imediat. Hai, Thales, mama. Thales.
Cum da? Da, ei încă n-au fost, n-au mutat. Acum trec. Da, acum. Ce vă spune teorema lui Tales? Teorema lui Tales. Opa, am așa. Hai, măi, că nu cunoști cartea, chiar da. Mola. Nu știu doar răspunsul. Vă amintiți că v-am povestit într-una din zile următoarea chestiune. A, B, C. Da. Oarecare, da? Totul oarecare. Și împreună am fost de acord că dacă luăm mijlocul lui AB și mijlocul lui AC, da. Ce este în mână? E mijlocie. Da. E mijlocie. Da. Linie mijlocie. Deci, mână, linie mijlocie. Deocamdată vreau să mă leg de cunoștințe din urmă, Miruna. Deci eu, când predau acum pentru prima dată, pentru tine. Tales. Se scrie cu H. Da. T-H, Ales. Da, da, da. Timiret. Da, da, da. Da. Mulțumesc frumos că m-a fost atent. Da. Da. Atenție mult. Când avem de predat ceva nou, ochi și urechi. Eu, în afară de faptul că trebuie să fii foarte atent, eu, profesor, trebuie să mă gândesc cum să pornesc lecția asta în legătură cu noțiunile pe care le-am deja până la timpul la construit. Care voi le știți. Da. Deci nu m-am pus să privesc ca pe lecție nouă, cu niște noțiuni noi, dau o definiție, dau nu știu ce, nu. Nu fac asta eu. Acum vă veți vedea care este stilul. Eu, și când o să consultăm la anul, cum face autorul și cred eu că trebuie făcut. Bine. Deci plec la linie mijlocie. Ce știi despre linia mijlocie? La limitate din așa. Deci, de aici rezultă că mână paralelă cu BC și mână este jumătate din egal cu 1 pe 2 din BC. Da. Da, hai să demonstrăm asta. Mai îți amintești cum am arătat că mână e paralelă cu BC? Unim B cu N. B cu N. M, E, T, M, P, și ducem mijlocul lui B, C. Luăm un B, care este, există și unic. R. B. Punim N cu P. Da. Și de-aia mai mult văsta că mă B, N egal cu B, P, N. Avem... Lăsa în congruent. Avem bână latul comună. Să secundă, eu vreau să arăt, doar știu că am mai cât mă bă, da. Mână cu năcă, da. Bă, că cu bă, bă. Da. Și eu vreau să arăt că mână bunoare e paralelă cu pe, pe. Trebuie să demonstrez asta, că nu știu. A, păi eu luăm... De unde se știu? Din mână, bă, paralelogram. Mână? Bă, trebuie să demonstrăm că e paralelogram. Păi să demonstrăm, că nu știu. Da. Mă, bă, este paralel cu nu, bă. Mă? B pare cu NP. Mă, B pare cu NP. Păi e aceeași poveste. Trebuie să demonstrezi. Nu am. Nu ai nimic. Mână cum e cu BP. Mână cu? BP. Păi BP. Mă, mână, mână cu BP. De unde? Păi dacă mă, dacă nu sau P sunt, dacă mă două sunt 90 de grade. Unde? În dreptul. Păi nu-i dreptul, este... Nu știu ce. Paralelogram, dar nu știu, nu știu ce, nici nu știu că nu pot pronunța paralelogram, că nu am ideea de. Este un patrulatier ăsta, trebuie să mă duc într-una din condițiile de paralelism sau din condițiile dintr-un paralelogram. Adică M nu pare cu B P și M B pare cu P, nu? Asta. De unde? De unde? Dacă nu avem de unde M B concluie cu N P și P P concluie cu N. De unde? De unde? Nu. Hai să-l
relaționăm, să vedem. Teorema aceea, linia mijlocie, când s-a zis că ești un paralel cu baza și o bătaie. Haideți să încercăm să demonstrăm că A, N, B e triunghi isoscel. A, N, B, A, N, B. A, N, B, să fie isoscel. Da. Pare să n-a ca N cât B, N, sau... Da, vreau să demonstrez, vreau să demonstrez că diagonalele sunt congruente. Diagonale sunt congruente. Care diagonale? B, N, cum păi într-o paralelogram nu sunt congruente. Doar sunt jumătate. Da, acolo nu pare pare, acolo pare tot pătrat. Nu, dar nu, cum să fie pătrat? Dreptunghi. Nu, dreptunghi, dar nici vorba. Deci este o figură, doar trebuie că nu l-am luat. Zic, Alin, dacă s-a unghiul C până... C până... Congruent cu M până F, ar fi corespondente și dreptul ar fi cu până... Cu M până P, până P. Asta dacă am aflat că suma ar fi de 80 de grade, ar fi corespondente și dreptul ar fi paralel. Deci dacă triunghiul NPC ar fi cu? Nu, dacă unghiul NPC NPC, unghiul ăsta, da. Da, plus MNP, ar avea 180 de grade. MNP. Sau dacă am aflat că ambele sunt dreptunghice, aș fi dacă e corespondente. Păi, stai că dreptunghice mă duce în altă parte. Da. E o figură. Nu poate să fie triunghi dreptunghic, da? Nu, unghiul să aibă 90 de grade. Păi nu-i. Da. Dar figura e altă, dar întrebarea nu-i. Deci așa este rezultat că în linia mijlocie paralelă cu baza și jumătate din ea, putem lua ca un rezultat, dar vreau să o demonstrăm că nimeni nu e așa peste noapte o veni cu ideea asta. Cum? Deci am triunghiul de A, M, N, da. A, M, N și N, P, C. Simetricul lui A, M, N, și N, P, C. Să le luăm în discuție. Ce am? A, M, și P, P, C. A, M, e cât... A, M, e cât... A, sau să construim simetricul lui N față de N, să fie sub pe C. A, N, e cât, N, P. Zicul. Să mai ducem la dreapta simetricului în față de M. Simetricului M față de M. Nu, cealaltă parte. Simetricului M față de M. Simetricului M față de N. Da. Și să aibă aceeași măsură ca de pe ce. Să mai construim. De ce îl încorpoream acum? Să mă duc cu simetricului M față de N, un punct N. N, M, M. R, R, adică M, N, cât N, R, da? Da. Și? Deci am construit simetricul lui, cui? Lui M, față de N. Da. Un punct R, există unic asta, da? Simetrica există și unic. Bun? Știm că M-n este congruent cu P-C. M-n congruent cu P-C? N-am niciun motiv. M-n cât P-C nu am. Adică dacă aș accepta că M-n e jumătate din B-C. Da, dacă e din B-C. Păi de, nu poți să arăți că linia mijlocie cu linia mijlocie. Mărim să vedem ce. Ce idee să ne vină? Noi avem atât că mâi mijlocul lui AB și în mijlocul AC. Asta e cocem pe asta. Mâi mijlocul lui AB, în mijlocul AC. Adică asta e cât asta, asta e cât asta, da? Și de aici se rezultă că MN e paralel cu BC și că MN e și jumătate din BC. Măsurăm.
avem MN e mediană, BN e mediană, 100 și PN e mediană. MN e mediană. MN e mediană unde? Unde voi MN? Bână mediană. Bână mediană. Nupul mediană. Da. Nupul nu-i mediană. Câmul-i mediană. Dar e bână. Bână este mediană. Și câmul este mediană. Dar tot în aceeași multituri. În același om? Mhm. Adică tot mâine în comune cu nărămii. Dar nu mă este mediană, n-a bă, nu. Cum nu râna? Mâne, nu mă e mediană, n-a bă, nu. Mă, n-a mediană, într-unghiul? A, nu bă. A, N, B. A, N, B. M, N, I, B, D, A, da. Și B, N, E, mediană. Și B, N, E, mediană, care? În triunghiul A, B, C, avem N, M, mediană. În A, B, C, avem? N, M, mediană. N, M, păi dai, da, A, B, C, N. B, N, mediană. Atenție, când în zice într-un A, B, C, mă, N, nu poate fi mediană. E mijlocie. Trebuie să trebuie să pleci dintr-un vârf. Bână, mediană. Bână, mediană, între unghiul A, B, C. Da. Cu asta, da. C, N, mediană. C, C, M, da, e mediană. Așa, și atunci și A, nu va fi mediană. AP va fi mediană. Și da. Bă, acolo e un nou centru de greutate. Da, bun, n-am luat mic. Nu știu dacă avem o teoremă. Ce mai trebuie să te răstrăm? Nu am de măscat, o făcut. Asta e să am. Am făcut-o fără sau nu? A mea e obosită, nu mai poate. Hai, cine știe? Iată. Asta e pierdută deja. Și tu ești pierdut? Da, tu pe mine ești pierdută în spate. Zică-lin. Nici tu nu știi? Da, nu s-au făcut azi la clasă, nu v-au predat-o. La Tales, când v-au făcut acum Tales? Nu, la Tales, cred că nu le-au făcut Tales. Păi, dar la ce? La linii mijlocii. La linii mijlocii, au făcut și ei. Și ei au făcut la linii mijlocii. Da, am zis la Tales, ce linii mijlocii. Nu e mijlocii. Când vi s-a predat linia mijlocie, asta înseamnă, nu e ca o teoremă, ca o definiție. Face distinții între definiții și teoreme. Definiția e una pe care spune, paralelogramul este patru lateri în care laturile opuse sunt paralele două câte două. E definiție. Și pe s-au dat definiții echivalente. Tot definiție. Da. Teorema reciprocă. Într-un triunghi ABC, paralela prin mijlocul lui M al laturii AB, uite tamana acolo, la latura BC, da. Paralela lui, intersectează latura AC în M, în mijlocul lui M al acestui, altfel spus, segmentul MN este linie mijlocie într-un triunghiul ABC. O secundă, asta e reciproca. Asta e reciproca. La teorema directă. Teorema este directă, este așa. Linia mijlocie, nu, definiția, ziceți, da? Definiția. Este. Segmentul determinat de mijloacele a două laturi ale unui triunghi se numește linie mijlocie. Asta se numește așa. Asta e definiția. Și acum teorema. Teorema. Linia mijlocie a unui triunghi, adică segmentul determinat de mijloacele celor două laturi, este paralelă cu cea de-a treia latură și are lungimea egală cu jumătate de mijloacele... Asta, asta e teorema. Asta e teorema. Gata, asta e tot. Și asta trebuie demonstrată. Și nu demonstrată. Gata, și facea probleme. Oare demonstrat acolo? Aici nu. Da. Și facea probleme. Nici o demonstrație. Teoreme și facea probleme. Nimic. Dă culegerea cealaltă pâine. Asta, da. Dă ea două ori. De reținut. De reținut, atât. Atât. V-am citit eu. Înțeles. Și facea probleme. Deci nu zici nimic. Nimic. Nici o demonstrație. Am înțeles. Nu s-a făcut nimic. Deci la clasă, pur și simplu, a fost acceptat așa. Să dă definiții și lucrăm. Ce? Clasă. Vedeți că deodată ei s-au obosit când vreți să... Asta e definiția? Gata, asta e regula. Trebuie să mai demonstrăm. Thank you.
Deci vi s-a dat rezultatul și cu asta să mergem mai departe fără să stea pe gânduri. Da. Că voi acceptați așa și nu vreți să mă vi s-a demonstrat asta. Am să o las acum, că dacă mă apuc acum și să insist prea mult, voi nu mă urmăriți. Sunteți obosiți și nu vă mai interesează. Voi la Mirona spune, treci mai departe. Exact, spuneți-mi tale da, sub. Da, da. Bun, hai să o accept așa. Să o accept așa și vă voi spune la cu altă ocazie. Ei bine, Mirona, dacă acceptăm ca rezultat așa, că paralela, că segmentul care miște în mijloacea a doua laturi este paralelă cu asta și jumătate, atunci când duc o altă secantă A1 prin vârful A, această secantă taie pe mână într-un punct, să spunem, cum se zice, pe 1. Și la o trebuie de fapt o vârf? Nu. Totdeauna, datorită de faptul că în triunghiul A, B, A1, M, P, 1, este și ea tot din mijlocie, și A, P, 1 va fi cât pe 1, A1. Că tocmai niciodată trece procurile înainte. Că dacă într-un triunghi, în A, B, A1, într-un triunghi A, B, A1, am mijlocul de așa, și se pară pe asta, pe asta, duc paralelă, cum de fapt am zis-o pe mână. Mână paralelă la BC, nu? O tai pe A, A1, tot în mijloc. Da? Va fi tot în mijloc. Și M, P, 1 va fi cât B, A1. Orice altă secantă aș duce. Fiecare suferă același lucru. Deci A1 e secantă. A1 este o secantă care trece, nu trece prin vârful A. Este o dreaptă care trece prin vârful A și taie cele două paralele. Da, da? Într-un punct, una cu unul și pe cealaltă în A1. Uh-huh. Ce este de observat? Că apare triunghiul A, B, A1, în care M pe 1 asta este tot din mijlocie. Corect. Și o taie și pe A, pe 1, tot la mijloc. Deci, o ar fi că dacă M, N ar fi paralel cu B, C și A, M congruent cu M, G, restul A, P, 1 congruent cu A prim P. Cu A, M, N, P, 1, da? Da. Deci, indiferent ce duc eu, prin vârful A, așa se va întâmpla. Și dacă o mut pe asta, dacă o mut pe asta de la început paralel, dar o mut la o treime bunoară, deci încât să o parte pe AB. Nu la jumătate de la o treime. Nu vorbim toate la adică aia va fi o treime. Toate celelalte se întâmplă la fel. Din același motiv. Da. Da? Asta ai înțeles? Da, am înțeles. Da? Deci ce spune Thales? O paralelă dusă la una din laturile unei triunghi. Deci asta e teorema lui, da? Da. O paralelă. Deci, triunghiul, în triunghiul ABC, dacă MN e paralelă cu BC, atunci taie laturile triunghiului AB și AC în bucăți, la fel, cum aici jumate, o treime aici, două treime aici, o treime aici, două treime aici. Am înțeles, deci o paralelă adusă. Dusă la una din laturile unui triunghi, taie pe celelalte două în segmente proporționale. În segmente proporționale. Adică... Adică AM supra AM... AM supra MB, da? AM supra MB egal cu AM supra NC. Deci asta spune... Ce se întâmplă? Tot se deschide? Hai să punem... Să am un pic... Ori închidem, ori să am... Nu, să încuiem, că vreau să mai vine nimeni. Da? Mai vine 11? Dacă vin, bat la ușă.
Mai stăm mai mult de o jumătate. Vreau și eu să fac probleme. Ai și tu probleme, nu? Nu. Vreau să... Eu n-am probleme, cum e la matematică. Da. Vreau să aprofundez. Bine. Trebuie o ABC, a zis mână paralelă. Mână paralelă cu BC. BC. Rezultă, iau așa, o întâlnire la întâmplare, încă o dată. Deci triunghiul A, B, C și după mână la întâmplare, pe undeva. Ca să fie paralel cu BC. Ca să fie paralel cu BC. Atunci A, M, supra M, B, egal cu A, N, supra N, C. Da. Întotdeauna. Întotdeauna. Așa. Deci când e la mijloc, e calitatea lui mijlocie, e mai sus, tot aceeași proporție. Corect. Putem să folosim doar că avem o paralelă dusă. Sigur că da, că avem o paralelă dusă la una la altă. Atunci se întâmplă A, M, supra M, B. Egal cu A, N, supra N, C. Eu am plecat de la poziția lui mână când era la mijloc. Uh-huh. Da? Și atunci înseamnă că A, M, supra M, B, egal cu A, N, supra N, C, că face 1. Asta pe asta, egal cu A, pe aia face 1. Și de aici o pot duce la un sfert aici și la un sfert de coace. La o treime, la o cincime, la cât o fi. Cât vrei tu. Raportul este același constant tot timpul. Deci asta e teorema lui Thales. Asta e. Da. Care te ajută la scala aia P1 congruent cu A1P? Sigur că da. Și acum... Și orice se cantă. Și orice se cantă este împărțit în același raport. Da. Aha. Și că A, M supra M, B egală cu A, N supra N, C. Dar de aici, Mirona, cum noi am făcut în clasa asta, clasa a șaptea, proporții derivate. Eu știu că am o mică, e cum mult fie că faci așa, fie că adunăm numitorii la numărători. Adică mână... Numărători la numitori, bine. Hai să zicem așa, din am... Echivalent, da? Da, deci rezultă. Deci rezultă. Rezultă proporții derivate. Am supra. Am plus mb egal cu an supra nc plus an. Și echivalent cu a spune că am supra. Ce înseamnă am plus mb? Ab. Supra ab. Egal cu an supra ac. Ac. Așa. Deci, partea de sus, din stânga, supra toată asta, egal cu partea de sus, din dreapta, supra toată asta. Așa. Da? Deci, de la faptul că asta pe asta egal cu asta pe asta, putem face proporții derivate. Uh-huh. Putem să adunăm și numitorii la numărători. Și atunci vom avea am supra la m plus mb supra mb egal cu an plus nc supra nc echivalent, poate spune că am plus mb, cine îți dă? AB supra mb egal cu ac supra nc. Tot așa ne jucăm cu tare. Deci jucăm că dacă o ai pe asta de bază de la asta și poți și știi tehnica de obținere a proporțiilor derivate, poți să obții diverse rapoarte care în probleme sunt de mare folos pentru că uneori îți dă toată latura asta și îți dă numai asta. Atunci tu faci repede asta toată pe asta egal cu asta toată pe cealaltă și sau, acolo obții află pe am sau pe necât ce trebuie acolo în final discutat din baza, pe baza proporțiilor derivate obții funcții de problemă, tot felul de lucruri, da? Dar și adunate între ele, am plus an. Sigur că da. Dar cumva îți dă suma aluaturilor ăsta la am plus ac. Știi, vă amintiți că făceam, nu? Da. Din clipa în care am folosit-o pe asta, am plus an, egal cu am plus plus an. Toate, facem tot felul de proporții, funcții de ghișițile care ai. Uh-huh. Deci, pe baza proporțiilor derivate, funcții de problema pe care ai de făcut, îi dai drumul și faci niște. Da, și zi o problemă acum, Călin, ce să știi? Să-i hai, du-te la 102, la cât era? Ai rezumat și pagina? Da, mă să la Cuprești, unde e asemănarea prima pagina și așa. Așa. Știi drumul ăștia, nu? Repede. Hai, ai găsit? Doi. Bun, la ce pagina, mă? La 55. Ai găsit unul? Păi, dar la temanare, avem? Avem, da, 11, da.
Afară, afară, la 11 din țară. Dar cât e ceasul? Am de 3 stele, probleme. Ai venit mai devreme, da? Bine. Hai să facem cealaltă. Gura mire. Eu am o problemă de 3 stele. Da, zi, zi, de 3 stele nu contează, zi puiule. Între unghiul ABC, AB egal 48 cm. ABC. Avem AB 48 cm. Numărul problemei. 15157. Așa. Ipoteză. Așa, rugă ABC, scrie-mi-o. Ce e mediană? Cât? Ce e mediană? Cam e mediană. Așa, da. Cam e 64 de centimetri. Cam e 64 centimetri. Așa, dacă D e și F. Dacă D e și F. Puncte. Aparțin lui BC, astfel încât BD egal DE egal F, egal FC. Egal F? Egal FC. FC. Și D prim, E prim, F prim. D prim, E prim, F prim. Aparțin lui KM. Da. Astfel încât D de prim. D de prim? D de prim. A, D de prim. Paralel cu E, E prim. Paralel cu F, F prim. Da. Hai că nu-i greu. Paralel cu AB. Uh-huh. Calculați. E, E prim. Egal cu cine, nu? Nu, E, E prim. Trebuie să calculăm lungimile. Lungimea, F, F prim. Da? F, F prim. F, F prim. Da? M, E prim. M, E prim. D prim C. Ah, trebuie să scriu și eu. D prim C, da. Stai, mă scriu. D prim C și M, F prim. B, D, F, da, da, știu ce. Lasă-l, băi, lasă-l. Și M, F prim. Mi-e mai scris? Da, te rog. Păi nu poți să îi faci ce vrei tu acum, nu mai... Nu contează, o să-l prindă cu da. Ceva și o să-l prindă bine. Nu vreau dacă știu. Deci, ABC oarecare. Un triunghi ABC oarecare. AB de 48. AB de 48. Cum nu mediană, domnul profesor, dacă înseamnă că îi găsim mijlocul AB, nu copii? Zică ne. Da, îi găsim mijlocul AB. Și tu, doar că și tu ai făcut, da? Da. Zi puiule. Acum, acum că sunt. Zic. Cum mediană. Cum, da, gata. Înseamnă că AM e 24, domn profesor. Sigur că da, îi pune deodată 24, 24. Dar și tu știi asta, mie una. Hai că acum, da, sunt. Ce e mai de 64, de ce nu? Da. Deci știm și mediana, de ce? 64 de mediane. Da. Acum D, E și F aparțin lui BC. Că sunt trei puncte pe... Dar nu are cum. B, D, cât D, E, cât E, F, cât F, că... Adică deci împărțim, cu cele trei puncte să obținem patru segmente congruente. Da. Adică... Împărțim în patru, nu? În patru, nu? Uite, așa o dată și așa. Da. Astea sunt cele 4. 3 puncte. Și avem așa. B, D, D, E, E și, F. Și F. Corect. A, și ce mai spune? D prim. Pe și D prim, E prim și E prim. Pe ce mă? Astfel încă. Pe ce mă, da? Acum, da. Paralele. A, ca să facem paralele. D de prim paralelă cu E, E prim. Așa, D de prim cu E, E prim. Da. Cu... E, F, F prim și cu AB. Și cu AB în final. Adică ducem pe la AB, paralel le utilez. Până în KM, domn profesor, nu? A, le ducem până da. Mai sus. Și mai mult, da? Da? Sigur. Paralela și pe aici, și pe aici, pe aici. Și paralele se stă duse, determin punctele D prim, E prim, F prim. Și F prim. Da, sigur. Până aici a, e și clar. Câte ori mă punem doar la... Deci AD, dacă ducem... dacă ducem AD, știm că AD prim e congruent cu prim. Stai, stai, ne oprim aici. Ce ne cere? Nu complicăm problema. E prim, F, F prim. Noi privim invers acum problema. Paralele cu AB.
s-au dus acum. Nu ne gândim la să ducem din vârful. Cum se dă figura? Da, n-au scris o teorie. Parcă ar fi că triunghiul cu vârful în cer. Da. Da? Și avem paralelele astea. Și în cer E E prim. În cer E E prim cât e de mare. Asta E F prim și D de prim. Da? Și M, pe urmă M... De prim ce în E E prim, văd aici. Da, da, D de prim nu în cer. M E prim... F prim în cer. Da. Va cea de prim ce? De prim ce? De prim ce? Ce? Asta toată, da. Da. Va cea M F prim? M F prim? Da. Da. M F prim. Și M E prim. Gata. Da, am înțeles. Bun. Atenție copii. Faptul că D de prim e paralelă cu A, B. Și paralelă și cu E prim. Cum o împarte pe asta în patru, o parte și pe ce? Mă, tot în patru. Ca o semană. 1, 2, 3, 4. Și sunt toate egale. Și toate sunt egale. Paralele echidistante. Sigur, s-au întâmplat să fie paralele echidistante. Dacă nu ne gândim la asta, putem spune pur și simplu. Asta pe asta, egal cu asta pe asta. Da. Dacă mă gândesc la triunghiul ăsta, ce e prim? Da. Și cu paralela F, F prim, ce este F, F prim? Linii mijlocii. Exact, e la mijloc, da. Și atunci eu dai și pe asta tot la mijloc. Corect. Deci, ce e prim este cât e prim, e prim. Da. Da? Corect, nu? Corect. Între unghiul C e prim e. Dacă mă duc între unghiul C de prim D. Ce de prim D. Da. Și văd... Nu mai e niciuna linie mijlocie. Nu mai este linie mijlocie, dar am vorbit mai devreme că e prim, dusă odată, încă două părți sunt aici și o parte aici, egal cu două părți aici și o parte aici. Corect. Da. Și cum astea două da. Erau, asta egal cu asta, asta egal cu asta și asta va fi egal cu asta, de neapărut pe acela care vine. Corect. Și la fel și aici. Și în partea asta, la triunghiul C, B, M, da? C, B, M și îndată. Și egal și cu bucata asta, E, F, supra E, E prim, amintiți, nu? Adică E, F, F prim este... De două ori. De două ori cât e prim. E prim. Da. Dacă mă gândesc cu D de prim, E, F, F prim, va fi exact cât e raportul ăsta pe toată asta. Deci înseamnă că asta este de patru ori. Nu ar veni așa. Sau una și toată asta cât este? Trei părți. Da. Una... O parte cu una, o treime. Și trei din coace. Și atunci va fi o treime. Asta pe asta va fi o treime. Da. Și dacă mă gândesc la asta, tot la raport aia, cu toată mare, da, va fi o pătrime. Corect. Deci în jocul raportul acel de la segmente lucrează. Și acum, nu ne ce E prim. Cât a fost de mare asta? BCU? BCU. Nu avem. O avem pe CM. Da, dacă o știi pe CM, este împărțit în patru, da? Da. Și la fel și BC-ul. Și la fel va fi și BC. Da. Cât este, dacă e 24 sau câte? CM e 64. 64 împărțit la 4? Împărțit la 4, 1, 16. 64, 24, 16. 16. Da. Deci, asta e 16. Domn profesor, 58. Facem problema asta și băceaniu... Da, de da, facem problema. Trebuie să facem da. Și sinteza. Da, da, da. Călini, da. Din clipa asta ai înțeles că se poate face, se pot face raportele cele de semănare da. Și totul merge deși în problema asta, n-ai, 16, n-ai nicio emoții, pentru că tu ai și 24 asta. 24, da? Aia și 16 fiecare, nu? Și 16 fiecare, iar tu ai avut, ei e prim din afară, nu? Da. Păi ei e primul asta, este în raport cu toată asta. În ce raport este? Una aici și patru sus. 1 pe 4. Și egal cu 1 pe 24 la mine aici. 1 pe 24. Nu, e prim. Nu, e prim, viteză, profesor, da? F. Așa. F. Da. F prim. Aia zice profesor. Totul supra BM. BM este egal cu C F prim. Ce e F prim? Supra totul ce e M. Supra ce M. Și F prim F. O știi cât este F prim F. Cât am zis că este F prim F. Nu știu. F prim F. Nu știu.
supra BM. Care 24. Supra 24, egal cu CF'. CF'. Care 16. 16. Supra KM care știm că este. O știi. 64. 64. Și de aici rezultă că 64 F'. Da, deci acolo ești, la tine acasă. Simplificăm. Da. Ce-a mai sărut? E prim. Păi, e ce? E prim, e la fel. E prim, chiar în linii mijlocii, între un ghiuce. E șase. E prim, da, șase. Și atunci, ce e prim supra e prim? Mă, egal cu ce e prim supra e b. Da, și vine în jumătate de 24, 12. 24, da. 12, da? Deci, s-a găsit și asta. La fel se găsește și asta, deci toate se găsesc. Dar să mai cere de prim ce? De prim ce? De prim... De prim. 16 ori 3. Da, da, da. Și muf prim... La fel, 16 ori 4. Dar muf prim tot 16 ori 3. 16 ori 3, da. Da. Deci, da, noi la îndemână. Hai să facem sinteza, mă, da. Miruna, nu... Da, aici, da. Ea nu mai... Păi da, este și clar. Da. Oboseală este măsură. Dar aici ce scriu la teorema ta, la ales? Ce scriu? O lăsăm așa. O lăsăm așa, da? Pe mine, mă, ce mă duc până vine mai. Pe sinteza aurie. Avem așa, o luăm cu prima chestie, domn profesor, da? Transformările din numere decimale periodice simple mixte în fracții ordinare. Deci, 1, transformări. Din numere decimale periodice simple mixte în fracții ordinare. Periodice. Simple. Și mixte în fracții ordinare. Nu am mai. În fracții ordinare. Ordinare. Da. 2. Simplificările făcute fiecărei fracții până ajungem la fracții ireductibile. Simplificări făcute fiecărei fracții. Nu, ia lui. Ia lui. Fracții. Până ajungem la fracții ireductibile. Ajungem la fracții ireductibile. La fracții ireductibile. Ireductibile. Face operații cu numere în Q. Operații cu numere în Q. Cu numere în Q. Hai te rugă pe tine să scrie ca să da. Da. Ordine efectuării operațiilor și paranteselor. Aplicarea algoritmului de extragere a rădăcimii pătrate. Așa. Cât crezi că la fixativ, dacă nu știi ce era, înseamnă că l-ați din viață. Nu, știi ce era.
Hai, ziceți! Nu uitați de like și share. Să nu uitați să-i dați. Da. Mulțumim că ați vizionat preparat și nu uitați de like și share. Nu te auzi.